Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmăriți știrile prânzului, iată care sunt principalele subiecte. Au început zborurile tehnice pe aeroportul din Brașov. Cum se decorează brazii de Crăciun pentru a fi la modă anul acesta, aflați de la specialiști. Mira și-a făcut pentru prima dată apariția în public alături de iubitul ei la un eveniment monden. Bugetul pentru anul viitor a ajuns la vot în Parlament. După dezbatere, aleșii noștri decid câți bani vor merge la fiecare minister în parte în 2023. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Iasmina Ardelean. Bună ziua, Iasmina! Te ascultăm! Bun găsit! După două zile în care a fost dezbătut și votat în comisiile de specialitate, proiectul de buget pe anul 2023 a ajuns și în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Parlamentarii și-au dat întâlnire aici, în plen, la ora 10, pentru a dezbate și vota de buget stârnea. A aterizat primul avion pe pista aeroportului de la Brașov. Autoritățile au început să testeze echipamentele tehnice și fac planuri pentru procedurile de zbor care vor intra în vigoare de anul viitor. Mai multe detalii despre zborurile de calibrare ne oferă în direct colegul meu, Adrian Jătăreanu. Bună, Adi! Te ascultăm! Bună ziua, Elinca, bun găsit tuturor. Așa este, primul avion a aterizat deja pe pista aeroportului internațional Brașov-Ghimbav. Este o aeronavă care aparține de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar reprezentanții instituției au făcut publice și primele imagini dintr-unul dintre zborurile de calibrare. Vedem în aceste imagini pista aeroportului de la înălțime și filmarea este făcută chiar din cabina piloților. Spuneam că sunt zboruri de calibrare în această perioadă la aeroport. 30 de ore de zbor vor fi efectuate pentru că trebuie testate echipamentele din aeroport, dar și comunicarea cu această aeronavă. După această etapă, urmează ca în luna ianuarie alte 30 de ore de zbor să fie programate, iar atunci vor fi făcute procedurile de zbor, dar și cele de aterizare. Toate aceste detalii trebuie puse la punct până luna martie, pentru că atunci Autoritatea Aeronautică Română să-și dea acceptul ca în vara anului viitor aeroportul să fie deschis. Autoritățile au anunțat și o dată de inaugurare a aeroportului, 15 iunie 2023. Acesta, vă reamintesc, este cel mai nou aeroport construit în România în ultimii 50 de ani și a costat peste 120 de milioane de euro, bani proveniți de la Consiliul Județean. Atât despre acest subiect, Ilinca, înapoi la tine. Mulțumesc, Adi. De la 1 ianuarie, bacșișul se va trece pe nota de plată și va fi impozitat. Camera Deputaților a adoptat o lege în acest sens. Potrivit acesteia, clienții pot decide cât vor să lase bacșiș, dar acesta nu trebuie să depășească 15% din totalul consumației. De la 1 ianuarie 2023, bacșișul va fi trecut pe nota de plată în toate restaurantele. Acesta este în continuare opțional și deci poate varia de la 0% la cel mult 15% din valoarea consumației. În plus, bacșișul va putea fi achitat cu cardul, lucru care i-a bucurat mai ales pe ospătari. Ne-ar fi un ajutor foarte mare și automat ar rotunji veniturile noastre. Am avut foarte multe dăți, exact ce spuneam, doreau să lase card și spuneam că nu se poate și atunci nu mai lăsam nimic, nu ne lăsa cash, pentru că achitau tot integral cu cardul. Până în momentul de față, achitarea bacșișului cu cardul sau cu ordine de plată era considerat ca fiind venit salarial, ceea ce înseamnă că din fiecare 100 de lei lăsată bacșiș fiecărui ospătar, 55% ajungea ca și taxe și impozite în bugetul statului. În momentul de față, din fiecare 100 de lei care este achitată ca și bacșiș, 10% ajung ca și taxe și impozite la bugetul statului, 90% mergând către ospătar. Mi se pare un lucru bun, pentru că nu toată lumea are cash și să fie diferența aceea, dacă nu am cash, nu poți să-ți lași tips. Concret, clienții vor vedea pe nota de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, o rubrică în care se va preciza cât vor să ofere bacșiș. Ei trebuie să noteze exact pe nota de plată, la rubrica corespunzătoare, valoarea bacșișului pe care o lasă ei. Asta spune legea. Firmele care își organizează evenimentele la noi vor putea să-și deducă această cheltuială și sperăm noi să fie mai generoși prin a achita un bacșiș mai mare. E un pic de condiționare, pentru că acum, nu știu, de exemplu, dacă aș avea o comandă mai mică, la o sumă mai mică, cât aș putea să las? Un leu, doi lei? Fiecare persoană alege cât vrea să lase și e bine să se știe cât s-a lăsat. Mă gândesc că poate și între colegi.
Camera Deputaților a votat legea care definește bacșișul în calitate de for decizional. Nerespectarea prevederilor legale poate fi sancționată cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei. Bradul de Crăciun este vedeta sărbătorilor de iarnă, pentru că mulți oameni nu știu cum să-l mai decoreze astfel încât să fie la modă. Am mers la un designer din Timișoara și iată ce ne-a învățat. Pare că am ajuns într-un atelier magic. Pene, bijuterii, puf, perle. Suntem, de fapt, în paradisul creat de designerul timișoran Marius Lupu. Tânărul, pasionat de frumos și extravaganță, a pregătit unii dintre cei mai spectaculoși brazi de Crăciun. Este un brad care este accesorizat cu anumite bijuterii glam, pentru că se poartă foarte mult culorile de silver, culorile alb. Chiar și bradul, în tendința angliză, este bradul, să zic așa, cel care imită bradul argintiu, este un brad argintiu canadian. Fiecare an vin cu idei, mai ales că se schimbă trendul, acum avem acces la foarte multe informații, poze și clienții spun, doresc așa, doresc așa. Și atunci stabilesc cu el un concept. Dintr-un colț în altul, accesoriile frumos colorate și strălucitoare îți încântă privirea. Auriul rămâne în tendințe și anul acesta, însă accesoriile fac diferența. Specialistul nostru ne recomandă ca totul să fie cu măsură. Anul acesta se poartă, să spun așa, bradul foarte glamuros, dar bradul pe gold. După cum bine știm, metalul aduce bogăție și prosperitate și atunci este indicat să avem în, să zic, în prag de sărbătoare și trecerea dintre ani, cât mai mult gold în casă. După cum brad norocos. Da, chiar pot zice că brad norocos. Alegerea modului de împodobire este una ușoară, atâta timp cât sunt respectate niște reguli. Aici avem un brad aranjat într-un stil modern și puțin atipic. Pampasul a rămas în trend ca și în anii trecuți. Anul trecut a fost o nebunie totală. Chiar clienții mei au revenit și m-au întrebat, anul acesta folosim pampasul în braș? Și ne-am spus, da, putem să remodificăm un pic, pentru că încă se poartă și este un trend și arată foarte bine și sunt clienți care preferă pampasul pentru că e mai bine de natural. Vor să reinterpreteze trendul, care este un trend cu bio și natură. Nu doar podoabele trebuie atent alese și poziționate, ci și... Bradul este pe culoare rece, mergem cu acele lumini LED-uri, pentru că am ajuns să folosim și LED-urile în brad pentru a face economie de energie, cu vremurile care le trăim, dar acest brad este cu lumina zilei, să spun așa. Am încercat să folosesc lumina Daily Light pentru că merge pe orice fel de brad și în orice interior. Cât despre varianta clasică de globuri roșii, nu renunțați la ele. Le puteți asocia cu niște crăciunițe. Bradul cu tematica auriu și roșu va rămâne un clasic și chiar dacă s-a schimbat și trendul de a avea acele clasice crăciunițe, plante naturale, se regăsesc în fiecare brad, fie în nuanțe de roșu, bordeaux, dar clasicul original va rămâne acel brad verde. Pentru persoanele prea ocupate sau prea puțin pricepute la trenduri, există și o variantă mai simplă, adică să cumpere bradul gata împodobit. O variantă precum aceasta, cu foarte multe figurine, pene, crăciunițe și multă, multă strălucire, costă aproximativ 4.000 de lei. Căsuțele cu bunătăți calde sunt la mare căutare la târgurile de Crăciun. În Cluj-Napoca, comercianții au venit cu rețete noi care să atragă și cei mai pretențioși clienți. Astfel, preparatele cu șuncă tradițională din Spania sau dulciurile cu multă ciocolată și fructe sunt vedetele evenimentului. Din această căsuță împodobită de sărbătoare din târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca ies cele mai delicioase preparate cu jambon și nu numai. Șef Iulia Sălăjan, împreună cu ajutoarele ei, pregătesc aici mâncărurile speciale care să satisfacă și cei mai pretențioși clienți. Am făcut un meniu pentru toate buzunarele, să fie accesibil pentru toată lumea, așa că am venit cu o variantă de hot dog, o variantă de quesadilla. Aici avem toți hot dogii noștri, se pot comanda și în variantă individuală, dar nu i-am lăsat așa clasic, ci am mai îmbunătățit un pic și le-am pus elemente gourmet, să le zic așa, pe care noi le-am preparat și le-am făcut aici. Jambonul, adică șunca tradițională spaniolă, este elementul principal în aceste preparate. Este tăiat proaspăt și așezat lângă alte ingrediente delicioase în farfurie. Am mai pregătit sandwichul nostru care se vinde cel mai bine și care e cel mai popular.
Am un grill cheese care are și hamon, are și niște castraveciori și e plin cu brânză, gouda, cheddar, deci e super bun, mai ales pentru vremea asta rece. Și după asemenea bunătăți, gurmanzii se îndreaptă spre căsuțele cu dulciuri. Noi la târgul de Crăciun îi așteptăm pe oameni cu vafe. Avem diverse sortimente. Cele care sunt aici sunt unele dintre cele mai cerute, deoarece fructele sunt mai la mare căutare datorită combinației de dulce acrișor. Ne le facem pe loc și sunt calde. E tot ce au nevoie pe vremea asta atât de friguroasă. Oamenii care vin să-și petreacă seara la târgul de Crăciun se opresc nu doar la căsuțele cu mâncare și cadouri. Cele mai cerute sunt băuturile calde, care îi ajută să reziste și mai bine la temperaturile mici de afară. Tot timpul mi-a plăcut să vin la târg, să beau un vin fiert și mi se pare că intrăm mai bine în spiritul sărbătorilor. Ție cum se pare? Frumos, chiar plăcut. Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca are peste 86 de căsuțe cu diferite produse, o roată panoramică, precum și un carusel. Totul creează atmosfera magică de sărbători. Avem program la scenă în fiecare seară, o să vină foarte multe trupe și grupuri de colindători, școli de muzică. Avem căsuța moșului, care așteaptă pe copii în fiecare zi cu ateliere creative, de la ora 16 la 18. Vine Moș Crăciun săptămâna viitoare. Avem cutia de scrisoare al lui Moș. Copilașii pot veni zilnic să pună o scrisoare. În 23-24 o să le trimitem la Polul Nord. Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca va fi deschis până pe 31 decembrie. O petrecere extravagantă sau o atmosferă de poveste în sânul familiei. Revelionul și Crăciunul sunt două momente ale anului care nu trec sub nicio formă nemarcate, în special de vedetele noastre. Le-am rugat pe acestea să aleagă între cele două sărbători. Ce preferințe au, vedeți acum. O prezență destul de rară la evenimentele mondene, am întâlnit-o pe Mira la brațul iubitului ei, Levi. Dragostea plutește în aer între cei doi, așadar, ce sărbătoare credeți că le place cel mai mult? Aș alege Crăciunul, pentru că e despre liniște, despre momentul ăla de... toată lumea e pe pauză, am așa senzația, știi? Și gen, nu mai e nicio grabă către nicăieri, simți așa că se oprește un pic timpul și te bucuri de moment. Nu am o sărbătoare în mod special, îmi place cel mai mult timpul în care îi liniștim, stăm cu familia, fie că se întâmplă de Revelion, fie de Crăciun. Sărbătoarea blândului Moș Crăciun este preferată și de alte staruri de la noi. În mod special Crăciunul, pentru că în fiecare an îl petrec alături de familia mea la Satu Mare, unde încă se păstrează tradițiile. Primesc colindători, merg și eu la colindat. Crăciunul, pentru că de obicei mă gândesc de te aduce aproape de familie și normal ar trebui să fim aproape de familie cam tot timpul, dar nu putem din cauza programului nebun. Clar, Crăciunul îmi place, pentru că de Crăciun petrec mereu timpul cu familia, adică chiar dacă am oferte de concerte, întotdeauna le zic pas, pentru că e momentul meu cu familia. Aroma bucatelor tradiționale și multitudinea cadourilor transformă Crăciunul în cea mai frumoasă sărbătoare pentru multe dintre vedetele noastre. Crăciun, pentru că multă mâncare pe masă, da, și multe cadou. A fost ziua mea pe 1 decembrie, a fost Moș Nicolae și acum vine Moș Crăciun. Și chiar îmi place foarte mult. Le iubesc pe toate și le port în suflet, pentru că am saci de amintiri legate de aceste momente din an. Iubesc Crăciunul din copilărie, pentru că iubesc ideea de cadouri. Ador să mă gândesc la fiecare persoană în parte și să-i cumpăr ceva ce cred că i-ar plăcea. Însă aromele Crăciunului nu sunt irezistibile chiar pentru toată lumea. Petrecerea de Revelion are susținătorii ei fideli. Eu iubesc Revelionul. Adică, nu știu, îmi place așa să fie o petrecere de Revelion, să fie o rochie, să fie o blană, să fie un toc, să fie ceva, un parfum, să fie așa cu parfum de ceva. Sunt total diferite după părerea mea. Crăciunul este în familie, o să facem bradul pe 24 seara, ca de obicei, după care a doua zi ne uităm sub braț să vedem ce ne-a adus moșul și vom pleca la mama lui Iulian, care ne așteaptă cu bunătăți.
Ilinca Vandici iubește Crăciunul, dar știe cum să strălucească la orice petrecere. Drept dovadă, cea mai recentă apariție a vedetei. Palatul Parlamentului a găzduit aseară una dintre cele mai importante gale mondene ale anului, iar vedeta Canal D a strălucit în adevăratul sens al cuvântului. Cum s-a pregătit Ilinca pentru petrecere, vedeți acum! Mai ceva ca la Hollywood, așa a ales Ilinca Vandici să se pregătească pentru marele evenimente din această seară. Am venit și noi să vedem dacă se încadrează în timp, pentru ce ținută va opta și mai ales cu ce machiaj ori coafură ne va surprinde. Haideți să mergem! Dar ce desfășurare de forțe este aici, Ilinca! Bine te-am găsit! Hei, bună seara! Ce faceți aici? Eu practic stau, mă relaxez. Prietenii mei dragi, echipa mea de vis, lucrează. Ilinca este una dintre persoanele cu care lucrez cel mai ușor. Ce ți-a cerut în această seară? Astăzi am pus în balanță cumva și ținuta pe care a ales-o și am zis să, dacă ținuta este cu iz masculin, să mergem pe un look destul de glam în partea de sus. Noi ne-am gândit să-i facem ceva sexy și feminin, ea oricum este superbă și eu am decis să nu o machiez foarte intens și doar să-i scot în evidență frumusețea ei naturală. Pentru că respectăm dress code-ul, voi alege asta, cu niște detalii prețioase, absolut superbe, și cu pene, pantalon, vestă pe dedesubt, că dacă e masculin, păi o facem masculin până la capăt, și pantalon, tot cu pene. Și, dar asta o să vedeți în momentul în care îmbrac, un fel de, cum să-i zic eu, jumătate de fustă. Deci pe un picior va fi fustă, pe un picior va fi pantalon. Prins și în materie de accesorii. Nu ai cum, efectiv. Știți că ador diamantele. Nu sunt ale mele, mi-aș fi dorit să fie ale mele, nu sunt ale mele acestea. La finalul orelor lungi de pregătire, efortul a meritat. Ilinca arăta impecabil. Câteva minute mai târziu, ajunsă la marele eveniment, Ilinca aproape că le-a eclipsat pe restul vedetelor. Îmi place dress code-ul și îmi place ideea pe care au avut-o. Mi se pare toată lumea extrem de elegantă și rafinată, așa, negru, superb arată. Sărbătorile de iarnă nu sunt pentru toți, cu daruri și mese îmbelșugate. Unii români abia reușesc să supraviețuiască cu un buget minim. În aceste cazuri, tristețea e locul bucuriei, așa că l-am întrebat pe psihologul Cristian Andrei cum ar trebui să privim aceste momente de sărbătoare dacă nu avem bani suficienți pentru cadouri și bucate tradiționale. Vin sărbătorile și ne facem planuri și bugete. Doamne, dacă n-ai bani de sărbători, ce poți să faci? Păi este ultimul lucru pe care ar trebui să-l ai de sărbători, banul. Pentru că în momentul în care banul intervine în sărbătorile tale, ți le strică. De exemplu, te trimite între niște oameni între care nu ai ce să cauți. Sau banul te face să-ți dorești niște sărbători care sunt foarte rigide, nu-ți permiți să ieși de acolo pentru că ai plătit masa sau nu-ți permiți să superi pe cineva pentru că sunt din lumea bună. Adică banul chiar deformează sărbătorile. Îndrăznesc să spun că pentru o persoană din România, la ora actuală, un buget de 200-300 de lei este suficient pentru sărbători, pentru o persoană. De ce? Pentru că altfel o iei razna. Dacă ai mai mulți bani, începi să cauți igre negre. Nu găsești. Dacă vrei într-o locație de lux, te trezești că ești dezamăgit de locație sau că acolo vin niște oameni care sunt foarte încordați și ei. Realmente, sărbătorile se petrec mai bine studențește decât boierește.
Nu trebuie să faci demonstrații de sărbători. Trebuie să fii suficient de relaxat pentru că ești între ai tăi. Ori asta înseamnă că este esențial să cauți nu bani înainte de sărbători când ți le planifici, ci oameni. Da? Și uneori, chiar dacă nu sunt oamenii aceia pe care tu îi vrei neapărat, te refuză sau sunt indisponibili, uneori poți să găsești oameni minunați de sărbători. Adică este poate pentru prima oară în an când în loc să te uiți în sus, te uiți în jos. Către oamenii care sunt mai jos decât tine. Și care le poți face bucurie pe care nu i-ai mai văzut de mult. De exemplu, să poți să dai de Crăciun și pe la bunicii tăi. Foarte frumos este de sărbători să poți să împărtășești ceva ce ai puțin, nu ceva ce ai mult. Asta înseamnă că nu e nevoie să ai mult. Okay? Și bineînțeles că să stai pe același scaun cu persoana iubită sau cu un prieten, că nu e loc, înseamnă să împărtășești scaunul respectiv, să-l împarți cu cineva. Să povestești despre tine și să râdeți împreună înseamnă să împărtășești. Da? E vorba de vreun ban aici? Nu e vorba de niciun ban. Okay? Și deci bugetul nostru de sărbători trebuie să fie un buget uman și emoțional. Revenim la Palatul Parlamentului, acolo unde aleșii noștri votează bugetul pentru anul viitor. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Iasmina Ardelean. Bună ziua, Iasmina, te ascultăm! Bun găsit! După două zile în care a fost dezbătut și votat în comisiile de specialitate, proiectul de buget pe anul 2023 a ajuns și în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Parlamentarii și-au dat întâlnire aici, în plenul, la ora 10, pentru a dezbate și vota bugetul pe anul viitor. Dacă în anii trecuți proiectul de buget strânea ample dezbateri în Parlament, de data aceasta nu este cazul și asta pentru că s-a alocat câte un minut pentru fiecare articol și amendament. Deși au fost depuse mii de amendamente, doar câteva au fost votate. Anul viitor, 14 ministere vor primi mai mulți bani, în timp ce la 7 ministere vor fi tăieri de fonduri. Campion e Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea, pentru care e prevăzut un buget de 6 ori mai mare decât anul acesta. De asemenea, Ministerul Apărării va avea un buget cu 52% mai mare, Ministerul Cercetării va primi cu 70% mai mulți bani, iar Ministerul Mediului va avea un buget crescut cu 76% comparativ cu 2022. La polul opus, Ministerul Energiei va avea un buget cu 64% mai mic, Ministerul Justiției va primi cu aproape 52% mai puțin bani, iar Sănătatea va pierde 6,3%. După ce vor finaliza dezbaterile, parlamentarii vor da și votul pentru proiectul de buget pe anul 2023. Stăm de vorbă astăzi cu două cunoscute artiste de la noi din țară, Lorena și Sorina Ceugea. Împreună au scos o piesă care deja se bucură de succes. Ne vor povesti acum despre noua melodie și despre prietenia care le leagă. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua! Bine te-am regăsit și pe tine și pe dragii noștri telespectatori. Mulțumim pentru invitație! Sunteți prietene, colege, acum ați scos și o piesă împreună. Spuneți-mi puțin povestea melodiei. Sincer, povestea melodiei n-a fost ideea noastră, a fost ideea managerului Lorenei, care a venit la noi la studio. Da, a fost ideea lui Vali Tache și a zis... Am o idee bombă, fetele. Da. Hai să vedem ce idee ai. Da. Și am fost foarte entuziasmată când am văzut și textul este făcut tot de Vali. Bine, dar l-am ajutat și noi. Da, l-am ajutat în echipă. Noi, da. Care este mesajul melodiei? Ce transmiteți? Adică în ideea că indiferent dacă ești român, maghiar, neamț sau orice naționalitate, suntem cu toții oameni și trebuie să ne înțelegem, dar aminte trăind în România. Să ne respectăm, să ne iubim mai mult și să ne apreciem, că până la urmă asta tot suntem oameni. Exact. Și mai ales că noi două venim și din două județe unde conviețuim cu cei de origine maghiară. Eu provin din județul Harghita, Lorena din Gherla și ca să vă mai spun una bombă, în blocul în care locuiesc eu, suntem singura familie de români. Deci vă dați seama că vecina Bejinenic, pe care o salut dacă se uită la mine, face gomboț, dar ceva chestie, desert foarte mișto și ioi, bate la dragă, ușă. Da, și tu îi dai cozonac, nu-i așa? Da. Sorino, am făcut ceva foarte bun la tine. Eu am foarte mulți prieteni în lista de Facebook, TikTok, Instagram de origine maghiară și mă susțin pe TikTok, are de-abia am postat acolo un fragmentel și are sute de mii de vizualizări. Cred că vreo 400 de mii sau 500 de mii. Le mulțumesc pentru susținere. Ați început să colaborați acum, dar știu că pregătiți și alte proiecte împreună. Despre ce este vorba?
Ne dorim cumva să mergem pe conceptul acesta de unguroaica și româncă, deși Lorena nu este unguroaică, este româncă, unguroaică doar în aceste proiecte. Sunt româncă, dar mă iubesc și maghiarii, ungurii. No, si. Si, o drago, no, mici naște. Iul, voci. Deci să le spunem și telespectatorilor care nu înțeleg. Am întrebat-o, am salutat-o, Sio, servus, mici naște, ce faci? Dragă! Și ea mi-a răspuns că bine. Bine, aici la știri, jumate-jumate, că da. Nu mă pricep, da. Eu mai am încă o piesă care se numește Te iubesc, seretlec, adică ce spun în românește, spun și în ungurește. Un cuvânt în ungurește, unul în românește. Asta pentru a împăca pe cei care se ceartă din când în când așa. Că știți că e o râcă între români, indiferent dacă îți de același naționalitate. Din zone diferite. Spuneți-mi, fetelor, mai este puțin până de sărbători. Ce faceți de Crăciun? Ce faceți de Revelion? Vom cânta. Tot pe drumuri, viața de artist, ziua veselă, noaptea. În România? În ce oraș? Eu pregătesc un turneu în America și pe calea asta îl salut pe organizatorul nostru, pe domnul Branco, și o să merg, în viitor o să merg și cu Sorina. Asta voiam să te întreb, dacă nu e și pe Sorina. Acum, în ianuarie-februarie, pregătim un mare turneu cu soții Giurgi din Maramureș, cu mulți soliști o să fie alături de totuși noi. Totuși de sărbători? Crăciunul nu-l petreceți în familie? Nu l-am mai petrecut în familie, din păcate, de foarte mult timp. Noi vom fi în Austria, unde așteptăm pe toți românii din Austria să vină să petreacă alături de noi. Asta este viața noastră de artiști. Sorina, pentru tine fericirea supremă este întotdeauna în familie. Știi, da, că soțul merge la concerte, merge și cu copilul. Și cu copilul după noi, dar la noi este o situație mai complicată. Copilul meu de 2 ani și 4 luni n-a lipsit de la nicio nuntă, de la niciun club, de la niciun botez, de la nimic. Și la filmare este cu cum noi. Cum te descurci? Foarte greu. Chiar zilele trecute mi-au spus niște prieteni că ei nu înțeleg cum copilul meu este așa de mare și voinic. O vedem și acum imagini pe, da, Vanessa. Este ceva de vis. Parcă înțelege, parcă ar fi de, nu știu, parcă ar avea 15 ani fetița mea și ar înțelege perfect. Foarte ce fac. Inteligentă, da. Și este o scumpete de fetiță. Mi-e dor de Ana, am văzut-o de câteva zile sau poate mai bine. Lasă. Îl salutăm și pe Danezu, pe soții, da, ei. Cel care ne pregătește proiecte frumoase, cel care ne filmează. Cu el îmi filmez videoclipurile și îi mulțumesc pentru că se ocupă așa. Am anunțit de imaginea noastră când ne filmează. Lorena, tu ai muncit foarte mult la visul tău și știu că ai un mare regret. Mama ta... Regrete avem cu toții, da. Referitor la mama ta. Ai atins așa un punct sensibil. Într-adevăr, de multe ori îmi curg lacrimile când mă gândesc că mama mea nu a putut să se bucure de succesul meu, nici măcar nu a apucat să mă vadă la televizor și s-a bucurat doar de vocea mea, pentru că atunci eram mică, eram la început de drum, eram profesoară și nici măcar de salariul meu nu a putut să se bucure, de darurile mele pe care urma să îi le cumpăr din banii munciți. Asta este foarte darnică. Deci, fetiței mele de 2 ani și 4 luni, cred că i-a cumpărat cele multe cadouri. Ei, acum... I-a cumpărat cercei, i-a cumpărat hăinuțe, i-a cumpărat costum popular. Ea este foarte darnică. Îmi place să fac cadouri, îmi place foarte mult. Îmi place să fii mămică? Da, oricare femeie speră să fie mămică. E dar... mama numărul 2 când nu sunt eu prezentă. Dar dacă nu o să fiu mămică, o să fiu mama copiilor, prietenilor mei și mama fanilor mei. Pe scurt, la final, planuri pentru anul viitor împreună? Foarte multe proiecte împreună și separat, dar, după cum am spus, vom merge pe conceptul acesta de românca și unguroaica, așa că fiți pe fază, dragii noștri, pentru că vor urma multe piese frumoase. Eu în zilele următoare lansez un album de colinde și pregătim și împreună multe surprize pentru la anul. Sărbători frumoase, dragii mei, și tot binele din lume. Mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim. Au cariere impresionante, se bucură de admirația mii de oameni și mereu sunt în lumina reflectoarelor. Ele sunt femeile de succes ale României, cele care au realizat schimbări radicale în mai multe domenii. Natura lor excepțională și forța de care dau dovadă a fost recunoscută oficial în cadrul unei gale. Să le cunoaștem acum pe câteva dintre femeile de succes ale anului 2022.
Le știm cu toții din viața publică sau de pe micile ecrane. Sunt mereu aranjate, puse la punct și întotdeauna pregătite cu replicile potrivite. Aproape nimic nu le poate lua prin surprindere, nici măcar succesul, pentru care muncesc intens și fără întreruperi. Care este cheia succesului? Muncă, muncă, muncă și iar muncă, sacrificii pe măsură, ambiție, determinare, voință, mai spun? Campioana noastră olimpică este oglindirea perfectă a reușitei pe toate planurile. Elisabeta Lipă, una dintre femeile de succes ale anului 2022, recunoaște că titlul reprezintă o mare mândrie și vine cu satisfacții profesionale uriașe. Ca președinte al Federației Române de Canotaj, am spus-o și o spun așa cu o mare mândrie. Sunt cel mai fericit președinte. Suntem pentru al șaselea an consecutiv pe primul loc în topul federațiilor sportive naționale. Cu multă pasiune și dedicare pentru profesie, artistele din zona tradițiilor românești se mândresc cu faptul că reușesc să ducă trilurile populare și peste granițele țării. Perseverența, munca în primul rând, în orice domeniu de activitate, munca este cea care îți aduce succes. Există trei elemente foarte importante în viață. Să iubească Dumnezeu, publicul și voi media, că fără astea nu existăm. Muncă foarte multă, enorm. Foarte multă muncă, seriozitate și respect față de publicul căruia noi îi dăruim cântecul nostru. Artistele care prin muzica lor au reușit să aducă emoția în sufletele oamenilor se mândresc și se vor mândri întotdeauna cu originile românești. Iar asta se vede mai ales în veșmintele pe care le poartă cu atâta grijă și atenție. Costumul meu tradițional din Ardeal, simplu, alb, negru și foarte puțin marcat cu galben. Eu vin din zona Argeșului, Mușcelului și mi-am pus așa un costum de sărbătoare și cu tricolorul abriu și cu nelipsita maramă. Evenimentul care le premiază pe femeile țării noastre pentru munca și perseverența depuse a ajuns deja la 35-a ediție. An de an, doamne și domnișoare din diverse domenii sunt lăudate și admirate pentru eforturile și implicarea în societate. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Vă mulțumim pentru că și ieri ați urmărit știrile Canal D, când jurnalul de prânz a fost pe primul loc la nivel național. Nu uitați, cele mai importante informații le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro, acolo unde, printre subiecte, aflați ce facturi uriașe la energie pot primi românii care dețin mai multe locuințe, dar și detalii despre vortexul polar în Europa. Tot de pe site aflați că Argentina este prima finalistă la Cupa Mondială din Qatar. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea va intra într-un proces de încălzire. Nebulozitatea va fi persistentă în sud-vestul țării și în zona Carpaților meridionali, unde doar izolat vor fi fulguieri, iar în rest cerul va fi temporar înorat. Vântul va avea intensificări în zonele montane înalte, cu rafale de peste 80 de km pe oră, mai ales pe crestele din Carpații meridionali. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 0 și 8 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil cu unorări temporare, dar momentul va indica 2 grade în Târgoviște, 6 grade în Călăraș. În Transilvania va fi o zi cu atmosferă mohorâtă și maximă de până la 2 grade în Sibiu, 2 grade și în Cluj-Napoca. În Moldova, cerul va fi variabil cu unorări accentuate. Se vor înregistra 3 grade în Focșani, 3 grade și în Iași. În vestul țării avem parte de vreme închisă. Cerul va fi predominant înorat, iar maximele urcă, iată, până la 4 grade în Timișoara, 5 grade în Oradea. În Oltenia, cerul va fi mai mult înorat. Vântul va sufla slab până la moderat și se vor înregistra 2 grade în Turnul Severin, iar în Slatina termometrul va indica 1 grad.
În Dobrogea temperaturile sunt în creștere. Cerul va fi variabil, iar valorile termice ajung, iată, la valori generoase de până la 8 grade în Mangalia, 7 grade în Tulcea. În capitală, cerul va prezenta înorări, iar mai ales spre seară vor fi posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și nisoare. Vântul va adia slab până la moderat, iar maxima ajunge la 4 grade. La noapte sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie, iar minima coboară la 3 grade. Mâine se anunță vreme instabilă cu ploi, iar maximele sunt în creștere. Se vor înregistra 7 grade. La munte se anunță o zi rece. Cerul va fi variabil, iar la altitudini mari vântul va sufla cu putere și sunt anunțate ninsori slabe. Termometrul va indica 0 grade la Stâna de Vale, minus 3 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Bogdan m-a întrebat cum va fi vremea pe 18 decembrie în Târgoviște. Maxima ajunge până la 5 grade, iar cerul va fi variabil. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.